În paraclisul mănăstirii Sfântul Cneaz Vladimir, Hărăști, raionul Ialoveni, Republica Moldova, s-a oficiat miercuri 20 ianuarie Sfânta Liturghie cu prilejul serbării Sfântului Ioan Botezătorul pe stil vechi. Slujba a fost săvârșită de către arhimandritul Nectarie Herman, starețul mănăstirii Hărăști, și de către arhimandritul Nicodim Iorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Înțelepciune, drept, veniți în închinare. În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Iosul, Părintele nostru, stareț, arhimandrit Nectarie, împreună cu obștea aceste sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe preacuviosul Părintele Arhimandrit Nicodim, cu obștea, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Celor prezenți la această Sfântă Liturghie, dă-le, Doamne, pace, sănătate și păzește, Dumnezeule, într-un mulți și fericiți ani. Binecuvântarea Domnului! Alături de cei doi părinți stareți au mai slujit părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădurin Grajdur, județul Iași, și părintele Nicolae Lisnic, care a ținut un cuvânt de învățătură despre viața Sfântului Ioan Botezătorul. Și dumneavoastră cunoașteți despre viața acestui sfânt, pentru că este unul din sfinții care are cele mai multe sărbători în calendar. Este un sfânt de care vorbim des aici în mănăstirea noastră, cel care s-a împlinit să pună mâna pe creștitul Domnului, adică să-l boteze. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Brio Sonores, dirijată de Mihai Gandraman. Lui spre voie, spre fiul oamenilor, pentru care nu este mântuire. Yeah.
Arhimandritul Nectarie Herman a mulțumit părintelui Nicodim Gheorghiță pentru că a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Horăști. Am trăit o bucurie frumoasă astăzi împreună cu frățiile voastre și cu preacuviosul părinte Arhimandrit Nicodim, starețul Mănăstirii Hadâmbu de la Iași, care este un părinte vrednic de urmat și de ascultat și de urmat pildei vieții cuvioșii sale și a trăirii ceea ce a făcut acolo în dealul Hadâmbului. De tânăr, eu fiind în Iași student, mă duceam la această Sfântă Mănăstire și iată colaborăm ani de rândul cu Părintele Stareț și ne bucurăm că astăzi în această sărbătoare mare a poposit în mica noastră mănăstire, însoțit de către Părintele Vasile și domnul Constantin Ciofu. Și ne-am bucurat cu toții de această slujbă minunată și de binecuvântarea Părintelui Stareț pe care am primit-o cu toții. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria de a reveni în așezarea monahală de la Horăști pentru a sluji Sfânta Liturghie. În același timp, Părintele Stareț Nicodim și-a arătat dorința ca Dumnezeu, prin mijlocirea Sfinților Ocrotitori, să rânduiască începerea lucrărilor la noua biserică a așezării monahale de la Horăști. Părinte din Nectarie, având mare blag de la Maica Domnului, de student că a făcut facultatea de teologie în Iași, venea deseori urca dealul mănăstirii Hadâmbu spre icoana Făcătoare din minuni. Pot să spun că de mic copil a avut o evlavie la Maicuța Domnului, atât timp cât a avut evlavie la Maica Domnului, preacurata Maica lui Dumnezeu l-a adus în viața de mănăstire. Ori câte ori vin aici și văd acea groapă, săpătură, la biserică, vă mărturisesc, îmi dau lacrimile. Îmi dau lacrimile, fiindcă așteaptă casa lui Dumnezeu să fie ridicată. Această ofcă să se bucure. Aici este o cinste, o binecuvântare pentru sate din împrejurime, dar și pentru orașul Chișinău, care vin foarte mulți cu evlavie din orașul Chișinău la această mănăstire, unde este rânduială de obște. Părintele Stareț, zice, a trecut pe atâtea încercări și nu s-a lăsat. A menținut rânduiala de mănăstire, chiar dacă Dumnezeu știe spitalizare și ce a mai făcut pe dumnealui, s-a ținut de mănăstire și tot timpul se gândea la dumneavoastră. Și mă bucur că vă văd și vă revăd. La final, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a interpretat două pricesne spre bucuria creștinilor prezenți în locașul de închinăciune. Să măicuța să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, măicuța, să pierim pe cale. Cât era de ferit mama lui când îl vedea, că-n fiecare zi băiatul citea mereu și se ruga. Iar într-o bună zi cu soare, el spune-i mamei cu dispreț, m-am plictisit, eu plec în lume, sunt tânăr, vreau să mă distrez. Citește ce e scris în el, o scumpul meu, eu plec la tata, doresc să ne întâlnim în cer. O scumpul meu, fiu, plec la tata, doresc să ne întâlnim în cer.